În această dimineață, la Casa Tineretului din Câmpina, a avut loc întâlnirea anuală între reprezentanții Federației Române de Fotbal și membrii cluburilor. Dezbaterile s-au axat pe extinderea procesului de licențiere a cluburilor, reducerea numărului de echipe și promovarea tinerilor. Se pune accent pe copii juniori, sunt foarte, foarte, foarte puține. Ceea ce a făcut... Cât costă Academia? Nu, ceea ce a făcut Giga la... Este... Până acum? Nu, în total, proiect. Peste 11 milioane de euro. Dacă vrem să facem treabă, asta trebuie să convingem consiliile astea locale, consiliile județene. Noi n-am nu fi 11 milioane, că un hotel poate să vreo 4. Mă, dar vreo 2-3 milioane trebuie să face ca să poți să faci performanță. Sunt foarte bine că de ani de zile încercăm la junior să ajungem în primele 8 locuri. Este foarte greu. Este foarte greu după turneul de calificare, mini-turneul de calificare, în grupa de elită, deja acolo întâlnești cele mai bune echipe. Se califică numai una. Este foarte greu, știți și motivele de ce. Pentru că părerea mea se lucrează încă foarte, foarte, foarte slab și se pune accent foarte puțin pe copii juniori în România. 59 de reprezentanți ai unor cluburi din România au discutat despre problemele întâlnite în fotbal și nevoile celor implicați în dezvoltarea sportului. La întrebarea care ar fi evenimentul care poate atrage investiții extrem de mari pentru dezvoltarea infrastructurii generale a României, campionatul european cu 24 de echipe, cu încă o țară vecină, ar fi momentul cel mai prionic pentru ca atât politicienii cât și orice cetățean al țării este să accepte un efort, un efort în plus, un efort financiar pe care, sigur că țara ar trebui să o suporte, dar și cu atragerea de capital privat și cu atragerea de fonduri europene. Întâlnirea de la Câmpina a durat aproximativ 4 ore.